Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii De pe Contrasens. Cu toții ne dorim să fim cea mai bună versiune a noastră și să ne atingem potențialul. Tocmai de aceea am invitat un om pe care îl stimez în mod deosebit, Customer Service Manager la una dintre cele mai importante companii de construcții din România, dar și trainer certificat John Maxwell. Liliana Troiceanu, bine ai venit la noi în emisiune! Bună seara și bine te-am găsit! Mulțumesc foarte mult de invitație! Liliana, tu ai atins excelența pe plan profesional la compania pe care noi ieșenii o cunoaștem cu certitudine, așa punem cărămidă peste cărămidă zi de zi, dar știu că tu clădești foarte mult și în domeniul dezvoltării personale. Cum ai ajuns pe acest teritoriu? Orice lucru pornește de la o nevoie și este important să o identifici atunci când apare nevoia. Și la mine am fost așa ușor pe contrasens mai mereu și am pus întrebarea de ce sunt pe contrasens. Și ca să spun că merg pe direcția bună, a trebuit să mă descoper. Și orice decizie, nu știu, poate oricine sau oricine dintre noi la un moment dat vrea să facă o transformare sau o schimbare. Și atunci au decizie să se schimbe. Apoi ia decizia să se informeze, să învețe și apoi ce să învețe, unde să învețe, unde să performeze. Și am început să caut lucrurile care au empatizat cu mine, la care care au rezonat, mesajele au rezonat în mine. Și astfel am ajuns și pasionată de NLP, programare neurolingvistică, coaching. Și apoi, ca să șlefuiesc așa într-un pachet, m-am dus la cei mai buni din lume, lideri, profesori, mentori, la John Maxwell, care au fost șlefuirea, spun eu. Până să ajungem la șlefuire, aș vrea să definim ușor termenii, pentru că o parte dintre telespectatorii noștri sunt familiarizați cu conceptele de NLP și dezvoltare personală, dar cred că pentru mai toți este un concept difuz. Ce înseamnă programare neurolingvistică? Programare neurolingvistică înseamnă să îți antrenezi, să te antrenezi, să-ți cunoști mintea, cum funcționează și emoțiile. În momentul în care cunoști mintea ta și emoțiile și te antrenezi pe tine să vezi cum funcționează propria minte și cum îți controlezi propriile emoții, ajungi să obții acea viață minunată și împlinită pe care ți-o dorești. Este o certitudine. Iar dezvoltarea personală, acest cuvânt care este hiperuzat, este inflație de trainer, de coach, dezvoltare personală, în momentul în care deschidem un anumit cont pe o rețea de socializare, vedem tot felul de mesaje care ne invită la N-training-uri prin care putem să obținem în 10 pași succesul total. Ce reprezintă, de fapt, dezvoltarea personală? Sunt foarte multe definiții pentru dezvoltare personală și chiar eu am ajuns să am reținere așa când se utilizează termenul, însă pentru mine dezvoltarea personală este are rolul de a te transforma și de a-ți completa viața astfel încât să crească calitatea vieții. Evident că nu există o formulă generală pentru toată lumea, cum se spune, nu există boli, există bolnavi, așa sunt și cursanți și oameni cu personalități extrem de distincte. În ce măsură este coachingul one-to-one, adică efectiv niște ședințe personale și personalizate în care acest coach, acest trainer stă de vorbă cu tine versus acele cursuri în care este o sală de 200 de persoane care empatizează sau nu cu persoana care se află pe scenă? Sunt două lucruri diferite. Când ne ducem la traininguri, sunt foarte buni, mulți traineri foarte buni în țară, pe care îi apreciez și îi respect, de la care învăț mereu câte ceva. Însă, trainingurile au rol de informare. Dacă pleci de la un training entuziasmat, wow, am aflat ceva, și ajunge acasă și după două zile strece entuziasmul.
nu mai te controlezi. Vorbim despre programare neurolingvistică. Nu-ți controlezi mintea, să te antrenezi, să te gândești la acel lucru și să-l aplici. Și să vezi cum ți se potrivește, să vezi dacă ți se potrivește și cum poți scoate maximum din el. Trainingurile au un rol, n-au cum să te transforme. Procesul, transformarea sau dezvoltarea personală este un proces îndelungat care necesită, în primul rând, cunoașterea de sine. Sunt multe niveluri de dezvoltare personală și esența în acest proces este să știi unde ești. Poți să spicuiești, să aduni din piață, din media, din online, diverse informații, să te încânte, însă nepuse cap la cap nu-și produc efectul. Pe cealaltă parte, coachingul 1 la 1 este magie. Este magie cu anumite condiții. Între coach și client să fie chimie. Și clientul să vrea să-și rezolve problema. Pentru că de cele mai multe ori noi avem o problemă și spunem că vrem să o rezolvăm. Însă, de fapt, nu vrem să o rezolvăm. Ne place să rămânem în arhetipul orfanului sau a martirului, unde nimeni nu ne înțelege sau toată lumea împotriva noastră, oricum nu ai ce face și nu se întâmplă nimic. În momentul când treci în arhetipul războinicului, când știi că în tine este răspunsul, nimeni din afară nu-ți dă absolut nimic care să te transforme. Pot veni sfaturi. Vorbeam cu un prieten la București care spunea, ai și coaching-ul ăsta. Ok, tu cum îți rezolvi problemele? Păi am prieteni foarte buni. Este extraordinar să apelăm la prieteni atunci când vrem să fim ascultați. Pentru că orice sfat care îl primim este din perspectiva acelei persoane. Și când vorbim despre o perspectivă, vorbim despre educație, emoții, viața pe care a trăit-o, toată experiența lui de viață, care în niciun caz nu se potrivește cu experiența noastră. Când mergem la un coach, rolul coachului este să te provoace, să intre, să dea strat după strat, să te descoperi, spun eu așa, ca pe o ceapă, știi, foiță după foiță, și să ajungă la adevărata problemă. Pentru că este foarte ușor să stăm în zona de confort. Și răspunsurile care le știm, nu știu, să-ți dau un exemplu în care, să zicem că avem o problemă de aplicare la un job, că e o chestie foarte actuală și mi se întâmplă să văd foarte mulți aplicanți și zicea, nu aplic pentru că nu știu. Nu, trebuie să ai experiență, trebuie să ai pile. Sunt convingeri limitative care sunt de suprafață. Nu intri singur în adânc să zici, ok, eu ce știu să fac? Dar cea mai importantă întrebare este ce vreau să eu. Ce vreau eu în acest moment? Și este valabil pentru absolut orice situație. Ce beneficiu am eu din situația asta? Când fac ceva, indiferent ce fac, dau de pomană unui cerșetor care este blamat, că este pus într-un sistem, că merg și sar cu parașuta. Eu am un beneficiu, fiecare dintre noi avem un beneficiu și este vital și important ca să fim fericiți, să știm de ce facem acel lucru, ce beneficiu avem. Așadar, avem nevoie clară de un audit intern. Absolut. Dar este dificil să ne audiem, ca să spun așa, deoarece suntem subiectivi și oricât am dori să fim sinceri cu noi, este foarte greu să dăm la o parte toate acele foițe de ceapă.
Cum ne ajută coaching-ul atunci când ne ducem și spunem că avem o problemă, dar descoperim ulterior că nu aceea este de fapt problema care ne roade și este ceva la un nivel mult mai adânc? Așa se întâmplă în 99% din cazurile de coaching. Se exprimă o problemă, însă foarte repede cu tehnicile de coaching se descoperă clientul că de fapt problema reală și ceea ce îi generează neplăceri în viață este de fapt o cu totul altă problemă dintr-un cu totul alt domeniu. Și de fiecare dată se întâmplă să fie o problemă venită din interior, din convingerile limitative sau din copilărie. Experiențe din copilărie care ne afectează absolut toată viața. Este un termen pe care l-ai folosit de câteva ori în această emisiune și sunt tare curioasă să aflu mai multe despre el. Aceste convingeri limitative sau, pe scurt, cum ne autosabotăm? Da, convingeri limitative. Uite, ca să-ți dau un exemplu, o convingere de-a mea limitativă era că un job bun este o chestiune de noroc. Și așa că eu dacă o să ascult, o să muncesc, o să învăț, o să fac facultate, o să aplic la un job, o să mă vadă șeful că sunt harnică, o să prind un job bun. Însă, din păcate, nu există joburi bune. Există joburi extraordinare și joburi care presupun foarte multă muncă, stres și timp consumat și atât. Am aflat, după ce am ajuns manager, că nu mai este vorba despre mine. Și atunci când am văzut ce pot oferi eu, cum pot crește și cum pot să mă încarc cu energie, viața mea s-a transformat. Când n-a mai fost vorba de mine și n-a fost decât pasiune, să vezi cum oamenii cresc în jurul tău, să vezi cum oamenii își schimbă viața personală și cum totul se transformă în energie și o comunicare extraordinară. La această faimoasă fabrică de cărămidă din Iași sunt, din câte știu eu, câteva sute de angajați. Da. Iar tu ești o femeie, iată, în top management, ca să spun așa. Cum se împacă zona cifrelor, cea în care activezi, cu zona de coaching, aceasta care implică foarte multă emoție? Customer Service Manager înseamnă... dusem un interviu și l-am numit ca și comparație cu un alchimist. Pentru că la customer service vin toate nevoile. Clienții, colegii, subordonații, managementul, cei deasupra managementului și toate au cerințe și trebuie să le îmbin. Și cea mai mare provocare în jobul meu este managementul conflictelor, pentru că sunt oameni diferiți, probleme diferite, timpi diferiți. Și acolo a fost segmentul în care am văzut cea mai mare transformare și cel mai mare impact pe care l-a adus dezvoltarea personală în rezultatele mele. Cum să acționăm, Liliana, dacă ne dorim o transformare în viața noastră? Să spunem că am ajuns la prima ședință de coaching, am identificat problema. Mai încolo, pentru că această reușită, această atingere a obiectivului final nu depinde doar de coach și noi avem o parte. E ca și cum ai merge la un nutriționist, el îți dă nu tot regimul, dar nu ține el regimul în locul tău. Exact, exact. Nu ține deloc de coach. Coachul este, are rolul de a-ți da direcția, de a afla unde ești, de a identifica locul unde ești, să identifice direcția în care vrei să mergi și ce ești dispus tu să faci ca să ajungi acolo. Doar tu ești dispus sau nu să faci lucrul ăla. Din experiența mea, din ședințele de coaching care le-am avut, am avut rezultate datorită faptului că persoanele respective chiar își doreau schimbarea. Și eu colaborare, un antrenament de fapt, să-ți
să înveți ceva la, la o ședință de coaching, înveți o deprindere de gândire. Și acea deprindere te ajută și în alte situații, pentru că se punctează foarte bine o stare mentală. Nu vorbești despre teorii, vorbești despre emoții, despre senzații, despre ce auzi, despre cum vezi, despre cum simți lucrurile din viața ta. Că noi avem percepții diferite, da? Kinestezic, auditiv, da? Vizual. Și în momentul în care reprezentarea individuală este una clar definită, trebuie să vorbești pe limba omului și să găsești răspunsul. De fapt, nu-i găsești tu răspuns, să găsească clientul răspunsul la problema pe care o are. Iar pașii sunt simpli, tehnica diferă. Și ecologia coachului contează. Cunosc foarte mult coach, foarte mulți coachi care chiar sunt implicați, sunt dedicați și rezultatele se văd foarte repede. Deci, cum spuneam, la o ședință de coaching te antrenezi și pentru alte situații, nu punctual, pentru că e o transformare sistemică, nu e punctuală, nu merg la piață, îmi cumpăr varză și s-a rezolvat ciorba. Nu, vorbim despre un mod de gândire și dacă la o ședință de coaching îți rezolvă problemă, de exemplu, de încredere în sine, care ai învățat lipsa încrederii în tine la un moment dat în viață și n-ai cum să-ți aduci aminte conștient, că dacă n-am amintit eu ar fi foarte simplu, dar într-o ședință de coaching cu NLP, vorbim despre coaching cu NLP, găsești, identifici emoțional momentul în care ai învățat ceva și lucrezi pe acel lucru și se transformă, se șterge, se schimbă amprenta și clar viața ta se schimbă din acel moment. N-ai cum să nu te schimbi, pentru că lucrezi la interior, nu lucrezi la rezultat, lucrezi la ce a produs acel lucru. Liliana, la nivel individual, punctual să discutăm, cam ce tip de obiective pot fi atinse prin training și coaching? Orice obiectiv. Coaching-ul se împarte în principiu în două categorii, life coaching și business coaching. Fiecare este cu specificul lui. Și aici vorbim despre business coaching și te duci la un manager care vrea să-și mărească cifra de afaceri și în ședința 1 la 1, pentru că înainte de a ajunge la echipă vorbești cu managerul, îți dai seama că omul are probleme personale foarte mari. Toate sunt legate între ele. Este un ansamblu la care trebuie să fii atent și să lucrezi cu fiecare segment în parte. Și pentru că toate lucrurile sunt legate între ele, inclusiv partea întâi și partea a doua emisiunii noastre, iată că a venit, stimați telespectatori, timpul pentru o scurtă pauză, după care revenim în studio alături de life coach-ul Liliana Troicean. Liliana, tocmai vorbeam despre faptul că există zona de life coach și business coach. În ce măsură apelează companiile, corporațiile din România, mai exact, la genul acesta de servicii? Pentru că știu că ele pot ajuta foarte mult angajații să crească profesional și implicit, dacă stăm să ne gândim că până la urmă scopul business-ului este să producă, la creșterea profitabilității respectivului business. Companiile mari apelează și compania la care lucrez eu a apelat la un astfel de serviciu. Am fost beneficiarul unui astfel de serviciu și a fost extraordinar. Da, companiile mari care au științifică, au planuri și au rezultate care să le atingă, știu importanța coach-ului în activitatea lor și cât de mult poți să-și crească profitabilitatea, de fapt, apelând la un coach care lucrează cu oamenii, că în spatele unui rezultat sunt oamenii, iar dacă oamenii sunt bine, sunt cu prezenți 100% și dau cât pot sau ce pot mai mult din ei, atunci rezultatul este unul garantat. Da, deci sunt companii
care știu valoarea unui proces de coaching, unui serviciu de coaching și apelează cu încredere și au rezultate extraordinare. Cât de importantă este potrivirea, chimia între client și coach? Pentru că eu pot să admir foarte mult profesional pe cineva, dar nu am acea sclipire în momentul în care îl sau o cunosc. 100% este importantă, depinde colaborarea sau ședințele. Eu, de exemplu, dacă nu am chimie cu cineva, îi recomand să apeleze la un coleg de-al meu, fără nicio reținere, că e cel mai important ca el să se simtă confortabil. Dacă nu este chimie între coach și client, rezultatul este încerc. Încerc să fac coaching, dar cuvântul în sine, încerc, da? Este o chestie fără schimbare, fără plus, fără nimic. Și atunci este recomand tuturor celor care vor să facă coaching, care vor să-și găsească răspunsuri, să caute un coach cu care să aibă chimie. Și atât. Așadar, următoarea mea întrebare, care presupunea să menumere criteriile pe care trebuie să le avem în vedere atunci când căutăm un coach cu care să lucrăm, a picat. Așadar, primul lucru trebuie să fie chimia. Trebuie să fie chimia și apoi să începi să vezi ce experiență are sau ce școală are. Da. Cam ce frecvență ar trebui să aibă sesiunile cu un trainer, cu un coach, ca să vedem efectiv rezultate? Pentru că dacă mergem din an în Paște, mă tem că poate nu timpul... din an în Paște, deci recomandarea este ca să fie cel puțin 3 ședințe de coaching. Depinde de problemă, cât de profund sau cât de mult își dorește clientul. Dacă clientul își dorește rezolvarea unei probleme cu adevărat, scoate foarte repede adevărul sau se descoperă foarte repede. În momentul în care doar merge la coach de fițe, că a spus mama că m-a trimis șeful să fac o ședință de coaching, dar eu nu cred în chestia asta, nu este niciun rezultat. Există training-uri NLP, există coaching și pentru adolescenți, poate pentru vârste mai mici. Știu, părinți foarte ocupați, părinți de succes, care nu mai au timpul sau consideră că nu sunt apți să își îndrume copiii într-o manieră care să-i ducă pe acea potecă spre succes, spre liniște, spre fericire? Sunt cursuri de NLP. Sunt cursuri și recomand cursurile de NLP pentru adolescenți. Sunt transformaționale. Pentru mine NLP-ul a fost precum m-a dat de pământ și a trebuit să mă ridic, să reconstruiesc, să văd exact ce este adevărat și ce nu este adevărat în mine sau valoros sau care să-mi facă bine. Cuvântul acesta, transformațional, de regulă cu toții ne dorim să ne transformăm în bine. Există totuși posibilitatea că în acest proces de transformare să aflăm lucruri despre noi cu care nu suntem foarte confortabili. Corect. Să suferim poate o mini-depresie până să ne ajungem, să ne atingem obiectivul final? Corect, eu am pățit așa. A fost, nu, pentru mine depresia nu există. Este o invenție. E o stare, spui ok, sunt trist, am depresie, sigur. Atunci când te reconsideri, atunci când te întrebi de fapt tot ceea ce știai până la un moment dat se dă peste cap, când este distrusă convingerea, o convingere venită de la părinți sau din școală sau de la societate, este normal să te întrebi ce ți se potrivește ție de fapt. Că, de fapt, asta este transformarea. Să te întrebi, ok, eu sunt într-o paradigmă și aud o altă paradigmă, da? Aflu că chestia aia funcționează în paradigma NLP. Și eu sunt la mijloc. Sunt o persoană religioasă care spune că toate se întâmplă într-un fel. Eu asta a fost conflictul meu când am făcut NLP-ul. Și NLP-ul care spunea că în mintea ta este totul, da? N-ai cum să nu te zdruncine un pic și să găsești conexiunea. Am găsit conexiunea între
credința mea și principiile NLP, care sunt ușor hot, așa, pentru un om care nu are experiență când interacționează prima dată cu ele. Și atunci când găsești echilibru, începi să construiești, începi să înflorești, începi să te transformi, pentru că nu poți să predai, nu poți să faci coaching dacă tu nu ești purificat, dacă tu nu ești transformat, dacă dezvoltarea personală, de fapt NLP-ul înseamnă să nu judeci, să te ierți, să nu conteze, și se folosește foarte mult nu contezi tu într-o relație sau în momentul ăsta, uite, cu tine. În momentul ăsta, ce e important pentru mine acum? Nu mai este vorba despre mine. Și când ajungi să trăiești starea asta în care nu mai este vorba despre tine, bineînțeles că îți aperi securitatea emoțională, fizică și așa mai departe, dar când e vorba de atenție la persoana cu care ești, se formează un raport și atunci hărțile, informațiile de pe harta mentală, este un termen în NLP, harta mentală, deci informațiile mele se transmit către tine fără multe cuvinte, da? Și atunci iese un acord, fără să știi cum, fără să ți se îndeplinească neapărat condițiile pe care le aveai tu pe hârtiuță. Da? Contează raportul, contează să fii prezent, contează să te pui în papucii celuilalt. Asta este foarte important și o problemă cu care se confruntă și m-am confruntat și se întâmplă multor persoane, conflictul. Escaladezi conflictul. În momentul când ai la bază o dezvoltare personală și privești omul și zici, ok, a reacționat așa și eu aș fi reacționat exact la fel dacă aveam educația lui, emoțiile lui, supărările lui, bucuriile lui trăite. Și în momentul în care privești omul prin tine și îți spui, ok, dacă aș fi trăit același lucru toată viața ca persoana din fața mea, dacă mi s-ar fi întâmplat cu jumătate de oră ce i s-a întâmplat ei, cu siguranță aș fi reacționat la fel. Lucrul ăsta pe mine mă eliberează. Nu mă supăr pe oameni, nu mă mai supăr pe oameni, nu mai sufăr eu. Și asta este foarte important, să fii luminos și ai o stare de libertate când ești deasupra lucrurilor, deasupra ta, de fapt, deasupra instinctului, deasupra minții, deasupra emoțiilor, controlezi. Și foarte, sună foarte greu așa, însă prin antrenament se poate. Și, Liliana, eu câteodată mă întreb dacă oamenii vor să nu mai sufere sau vor să fie fericiți, pentru că lucrurile astea vin oarecum așa amestecate în mintea noastră. Trăim o stare de suferință, de supărare și atunci vrem să nu o mai trăim și punem imediat egalul, dacă nu sunt în starea asta, sunt fericit. Dar de multe ori ajungem la destinația în care trecem peste evenimentul care ni s-a întâmplat și vedem că nu suntem fericiți. Contează ce-ți propui. Dacă îți propui și spui, uite, eu vreau să nu sufăr, subconștientul nostru, conform principiilor psihologilor, nu al meu sau al NLP-ului neapărat, subconștientul nu știe ce înseamnă cuvântul nu. Un lucru interesant. Nu vreau să sufăr. Și atunci ce îi spui minții tale? Vreau să sufăr. Da? Scoți nu de acolo și spui, nu vreau să sufăr, nu vreau să pierd examenul, nu vreau să divorțez, nu vreau ca copilul meu să ajungă un ratat. Dacă ne-am educat mintea să vorbim în termeni pozitivi, da? Vreau să fiu fericit, vreau ca copilul meu să reușească, vreau să am o căsnicie fericită, este o mare diferență. Și uneori subconștientul nostru, universul, lucrează pentru tot ceea ce spunem noi. Nu este un lucru nou. Faptul că cuvintele se duc în univers și își produc efectul.
Atunci când spui lucrurile pozitive și folosești cuvinte productive, să zicem, da? Atunci ai și rezultate productive. Nu vreau să pic examenul, nu vreau să ceva. Nu există cuvântul nu. Și atunci, dacă ne spunem da, vreau să fiu fericit, vreau să reușesc, vreau să dau tot ce este mai bun ca să iau examenul ăsta. E altceva. Cu siguranță, subconștientul tău dă tot ce este mai bun pentru că el nu știe ce să facă când spui nu vreau să pic examenul. Mesajul care îl dăm subconștientului nostru face diferența în rezultatele noastre. Așadar, trebuie să formulăm mereu lucruri pozitive. Nu trebuie, știi... Vorbim cu voce tare, ne spunem nouă, care sunt formulele? Deci, vorbim despre ancore. Ca să-ți dau un exemplu, culoarea roșie la semafor. Cândva ai învățat că la roșu trebuie să pui frâna, să schimbi viteza, să calci ambreiajul și să te oprești, când ai făcut școala de șofer, da? Ulterior, acest lucru este un automatism. Nu mai spui, a, e roșu, stai să calc ambreiajul, să pun frână, să scot din viteză și așa mai departe. Așa se întâmplă cu orice lucru care ne-l spunem la un moment dat. Dacă ne spunem că, dacă ne... Uite, o săptămână de formulare pe plus, pe pozitiv, a dorințelor noastre, după o săptămână nu mai face eforturi să gândești așa. Tu ai învățat creierul să vorbească pozitiv, să transmită mesaje pozitive. Ar fi obositor să spui, a, acum trebuie să gândesc pozitiv. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Este un antrenament. La un moment dat înveți și se întâmplă. E un mod de viață. Este adevărat că dacă 21 de zile la rând facem același lucru, el devine un obicei, ne intră în subconștient? Corect, și credem, sigur, sigur. Sunt atâtea experiențe în psihologie făcute în care dacă tratezi oamenii pe plus, se comportă pe plus, dacă îi tratezi pe minus, chiar dacă iau potențial, se comportă ca tare. Orice lucru repetat devine un adevăr, nu? Și dacă tot am vorbit de plus și minus, haideți să vorbim de altă dihotomie. Proporția între femei și bărbați în lumea coachingului. Cum arată portretul? Există mai mulți coach masculi feroce care învață restul lumii cum să se dezvolte sau există și femei care fac performanță în domeniu? Statistic nu știu să-ți răspund care este proporția, însă cunosc coach. John Maxwell este un coach foarte bun, însă sunt în România coach femei care sunt extraordinare. Și iarăși vorbim despre chimie. Alegi un coach după convingerile care le ai tu în prima fază. Eu cred că o femeie este mai empatică, mai caldă, mai nu știu cum. Aleg o femeie coach. Sau, dacă am convingerea că un bărbat este profesionist și nu pune emoții și nu o să plângă cu mine pe umăr, o să aleg un bărbat. Dar ține de convingere și de chimie. Am avut o discuție înainte de emisiune și aș vrea să împărtășim și telespectatorilor care este diferența între convingeri și valori, pentru că tindem să le amestecăm așa, noi, după ce valori mă ghidez în viață și vorbeam de paradigme și am senzația că mulți dintre noi avem valori importate, împrumutate, nu prea știm care sunt valorile noastre, personale, individuale. De multe ori se confundă convingerile cu valorile. Ele sunt foarte asemănătoare, dar nu au nicio treabă una cu alta. Dacă convingerile te împing de la spate sau te țin pe loc, valorile sunt cele care dau direcția de mers și, și ele decid comportamentele. Deci valorile generează și mențin comportamente. Nu poți să faci o schimbare dacă nu-ți schimbi un comportament. Nu poți să schimbi un comportament dacă nu ai grijă de valorile tale, dacă nu schimbi ceva la valorile tale.
Lilian, cum vezi că vreau să ne ancorăm ușor în concret și pentru oamenii din domeniul coachingului și al dezvoltării personale, cum vezi tu piața de coaching în următorii 3-5 ani în România, dar mai ales în Iași? Semnele sunt bune. În sensul că în Occident, clar, este o practică ca și cum te-ai duce la piață. Hai să apelăm la un coach, hai să rezolv o problemă, hai să-mi cresc calitatea vieții, pentru că despre asta vorbim. Crește calitatea vieții. Sunt convinsă că se ajunge la masa critică și încet, încet lumea o să trebuiască să facă ceva cu viața lor, să ia frâiele. Pentru că altfel o să suferim. Și nu o să ne transformăm, să devenim cea mai bună versiune noastră. O să ne plângem. Lilian, departe de a mă plânge, eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea din această seară. Domnilor și domnilor, eu mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați ales să ne fiți aproape și să nu uităm că poate cel mai important sfat pe care ni-l dă cineva ar fi cunoaște-te pe tine însuți.